stă scris la lege și la mărturie. În Cartea Rut, capitolul 4, cu versetul 16, stă scris Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Muzicianul american Harry Chapin lansan. în 1974, piesa Pisica e în leagăn, o critică la adresa societății americane a anilor 70. Cântecul spune povestea unui tată care nu are niciodată timp pentru fiul său. Fiul acceptă cu tristețe aceste absențe, fără nicio obiecție, repetând mereu că atunci când va crește, va fi ca tatăl lui. În cele din urmă, băiatul devine bărbat, iar tatăl are din ce în ce mai mult timp pentru el. Numai că fiul este acum mult prea ocupat pentru tatăl său, facultate, prieteni, o iubită, carieră și în cele din urmă are chiar propriul copil. La sfârșitul cântecului, tatăl pensionar își dă seama cu stupoare că fiul său a devenit exact ca el, și că un alt copil va fi neglijat. Aceeași luptă, aceeași frământare, același dezechilibru al fiecarei generații. Părinți preocupați cu munca pentru a petrece timp cu copiii lor ca să transmită valori sau să fie modele. Dacă nu avem timp pentru copiii noștri, atunci nu ar fi trebuit să luăm asupra noastră răspunderea unei familii, spune un gând inspirat. Ar trebui să petrecem cât mai mult timp posibil cu copiii noștri, studiindu-le temperamentele și caracterul pentru a le putea înțelege nevoile și primejdile, îmbinând afecțiunea cu autoritatea, bunătatea cu restricțiile hotărâte. Ar trebui să ne împrietenim cu ei, să fim plăcuți, buni și plini de afecțiune, mergând cu ei la lucru și la joacă, câștigându-le încrederea. Iar dacă joburile ne fac aproape inutil familiilor noastre, ar trebui schimbate, astfel încât să nu fim împiedicați să petrecem timp cu ei. Pentru că, neglijându-i, ne dovedim necredincioși sarcină încredințate nouă de Dumnezeu. Doamne, dă în familiile noastre înțelepciunea de a ne lua timp unii pentru alții. Făți planul ca astăzi să petreci mai mult timp cu familia ta.